Bine v-am găsit la o nouă întâlnire cu Laura Gabriela Nițescu, este colaboratoarea Centrului Cultural Pitești, este profesor de limba și literatura franceză, dar este și trainer de dezvoltare personală și știu eu foarte bine că este și un terapeut de care cu toții avem nevoie. Bine ai revenit, dragă Laura! Bine v-am regăsit și mă bucur foarte mult pentru că m-ați invitat, mă bucur foarte mult de prezența tuturor și cred că o să abordăm un subiect foarte interesant. Eu abia aștept pentru că ne-ai propus ca temă de discuție și drept prelegerea pentru întâlnirea din luna decembrie, pacea interioară. Descoperă pacea din tine, este chiar îndemnul tău. Te ascultăm, ce ne-ai pregătit despre pacea interioară, mai ales că tu spuneai că în contextul în care toată lumea este atentă la ce se întâmplă în exterior, critică, judecă, chiar condamnă ce se întâmplă în exteriorul nostru, nimeni nu privește în interior, că practic problemele din exterior sunt generate de problemele interioare ale noastre, ale tuturor. Te rog! În contextul actual și nu numai, fiecare dintre noi ar trebui să încerce să-și descopere pacea interioară. Pacea din interior, adică este ceva ce ținem în interiorul nostru și nu în exteriorul nostru. În schimb, societatea de obicei ne distrage atenția către exterior, fie prin mass media, fie fiecare cum are problemele de acasă, problemele personale, probleme la muncă și așa mai departe, mereu numai așa zise probleme. De fapt, aceste așa zise probleme sunt scuze ale noastre, aș spune în termeni religioși, ispite prin care noi să nu avem timp să ne uităm cu adevărat în interiorul nostru. Acolo, de fapt, unde... Sau cum ar spune psihologul, factorii stresori. Factorii stresori au sunt destui. Foarte multe denumiri. O tipologie întreagă. Bineînțeles, aș spune chiar că au devenit atât de stresori acești factori încât efectiv oamenii au ajuns să fie depresivi, au ajuns să fie anxioși, să fie irascibili. Și unde e pacea? Se merge chiar până la violență extremă, din păcate. Bineînțeles, dar unde e pacea în toate astea? Te ascultăm pe tine, tu ai venit azi cu pace, cu zâmbetul tău frumos. Mulțumesc. Vorbește-ne despre pacea interioară și cum să ajungem la ea, cum să o descoperim. Problemele societății actuale, parcă viteza asta cu care se desfășoară toate evenimentele în exterior, agresivitatea aceasta, toate denotă că ne-am cam rupt de interiorul nostru. Ne-am cam rupt de conexiunea cu interiorul nostru, cu divinul din noi, cu iubirea, lumina și pacea care ar trebui să fim fiecare în parte. Și atunci, prin această ruptură, noi avem tendința de a-i arăta pe ceilalți cu degetul. Uite ce ne fac ceilalți, uite ce se întâmplă în lume, uite ce se întâmplă în societate, dar ce se întâmplă în noi? Nici măcar nu mai avem timp să punem această întrebare. Oare ce se mai întâmplă prin noi? Oare noi suntem bine? Oare noi suntem bine? Pentru că noi, de fapt și de drept, nu experimentăm viața celorlalți, experimentăm viața noastră. Nu experimentăm situațiile complexe ale celorlalți, ci pe ale noastre, din care trebuie să învățăm lecțiile personale, nu lecțiile celorlalți. Așadar, ar trebui să ne redirecționăm atenția din exterior către interior. Pentru că știam că vorbim despre pace, am cules niște citate foarte frumoase de pe internet cu care eu am rezonat. Din înțelepciunea lumii, da? Chiar din înțelepciunea nevoie. Lumii sunt atâția oameni care au promovat pacea și au promovat cu prețul vieții până la urmă de atâtea ori pacea, crezând în binele tuturor. Bine spus, au plătit chiar cu viața lor făcătorii chiar de pace. Bineînțeles, dar aceștia sunt martiri. Sunt martiri, da. Și sunt oamenii ai lui Dumnezeu, care chiar dacă nu mai sunt prezenți în mod fizic, în mod sigur
ei lucrează și din plan subtil și ne ajută de acolo de unde sunt ei să ne reamintim despre pace. Știți, se spune că în lumea asta trebuie să lăsăm ceva în urma noastră ca să simțim că am trecut pe aici. Mulți oameni care s-au sacrificat pentru a promova pacea au reușit să lase acțiuni prin care promovau această pace, dar au lăsat și citate, au lăsat niște cuvinte cu o înțelepciune fantastică, au lăsat niște cuvinte care ne ating inima. O să vă citesc din mai multe surse câteva cuvinte foarte profunde. Da, care au propria lor încărcătură energetică. Bineînțeles că nu pot decât să încep cu ceea ce a spus Iisus. Fericiți făcătorii de pace, că aceia fiii lui Dumnezeu se vor chema. Fiecare dintre noi ar trebui să tindă, sau majoritatea dintre noi ar trebui să tindem spre a ne înălța la rangul de fiu de Dumnezeu. Dar nu doar teoretic și încadrați într-un șablon verbal, ci prin tot ceea ce suntem și facem fiecare dintre noi. În afară de vorbe, este vorba și de acțiunile pe care le facem. Tocmai de aceea, fericiți făcătorii de pace, nu vorbitorii doar de pace, da? Făcătorii de pace. Bun, mergem mai departe. Aici este din Matei 5:9. Sfântul Apostol Iacob: și roada dreptății se seamănă într-o pace de cei ce lucrează pacea. 3:18. Buddha spunea: pacea vine din lăuntru, nu o căuta în afară. Exact titlul acestei emisiuni, dar o să le dezbat pe fiecare în pace în parte ulterior. Mahatma Gandhi: fii tu schimbarea pe care vrei să o vezi în lume. Păi, vrem să vorbim despre pace și să fie pace în jurul nostru, în timp ce în interiorul nostru e un adevărat război? Trebuie să ne gândim mult. Da, cum putem să ne educăm mintea să gândim în sensul bun, în sensul pozitiv, în sensul frumos. Da. Ce problema? O să vorbim și despre etapele prin care putem să ajungem la pacea interioară. Maica Tereza spunea: dacă nu avem pace, este pentru că am uitat să ne aparținem unii celorlalți. Auziți cât de frumos! Am uitat să ne aparținem unii celorlalți. Cu alte cuvinte, am devenit atât de egoiști, individualiști, și da, individualiști, încât separați, încât am uitat ce înseamnă să ne dăruim. Nu mai conștientizăm că noi practic suntem interdependenți. Ce gândim, ce facem, îl influențăm pe celălalt sau pe ceilalți, și de aceea, așa cum mai vorbeam noi și la alte emisiuni, ne întrebăm oare de ce acolo, atunci când mă duc într-o colectivitate, n-am un feedback foarte bun, pentru că practic mă duc și eu cu bagajul meu și atunci acea energie cumva contaminează pe toată lumea și n-am cum să vin încărcată cu idei bune, cu ceva bun, dacă eu nu transmit sau dacă n-am venit cu o încărcătură bună. Da, pentru că atunci când mergem în anumite locuri, mergem cu prejudecățile noastre, cu durerile noastre, frustrările, și nu mergem cu pacea către acei oameni. Și nu atunci plecăm eliberați. Nu plecăm eliberați spre acel punct. Lăsând la o parte deocamdată citatele, mă gândesc cum e vorba aceea populară la noi, că atunci când mergem acasă să lăsăm problemele la ușă. Exact despre asta este vorba. Și oriunde mergem trebuie lăsate la ușă. Pentru că altfel nu mergem cu deschidere, cu iubire și cu pace în acel loc. Și mergând cu încărcătura proprie, riscăm să provocăm războaie între noi. Asta tocmai pentru că nu e liniște aceea necesară în interiorul nostru. Atunci când puterea dragostei va depăși dragostea de putere, în lume va fi pace. Jim Hendricks: când puterea dragostei va depăși dragostea de putere. Este un joc de cuvinte, dar foarte de actualitate.
Este vorba până la urmă de acel orgoliu, de a fi la putere, de a fi într-o poziție. Orgoliu prin care noi nu mai ținem cont de ceilalți, se leagă cu citatul anterior, prin care noi călcăm în picioare, îi călcăm în picioare pe ceilalți doar pentru, credem noi, a ne fi nouă bine. Dar oare chiar ne este bine? Hrănim un orgoliu, ajungem undeva și ajungem singuri și goi pe dinăuntru. Acesta este prețul pe care îl plătesc cei care au o dragoste de putere. Pe când cei care manifestă puterea dragostei abandonează orgoliu sau îl diminuează. Hai să nu zicem că nu reușim întotdeauna să-l abandonăm, dar măcar să-l diminuăm. Controlează, da. Și să ne gândim că dragostea către aproape și interconexiunea aceasta este baza vieții până la urmă. Da. Atunci când îți găsești pacea în tine însuți, devii genul de persoană care poate trăi în pace cu cei din jur. Anne Frank. Este exact despre ceea ce discutam. Căutăm pace în exterior când înăuntru nostru se află tulburențe. Dar se poate întâmpla și invers, când poate avem cele mai bune intenții și fără să ne dăm seama, nu știm motivul sau poate îl intuim, suntem cumva atacați. Cum să reacționăm atunci, bineînțeles lăsând la o parte orgoliu, supărare, astfel încât să menținem și să ne menținem într-un echilibru noi cu ceilalți care nu prea au intenții curate față de noi. Se întâmplă și așa ceva. Nu cred că este om care să nu fi fost atacat în această viață. Da? Cu toții am fost atacați și poate mișelește, să zic așa, când aveam garda jos, poate prin de oameni de la care nu ne așteptam deloc cum să fim atacați. Cum spune prietenul nostru Ahmed Jaber, piatra care te lovește nu vine niciodată de departe, vine de aproape. Din cum păcate. Să ne comportăm în aceste situații? S-ar putea să vină o furie, probabil greu de controlat, poate ne vin cuvinte grele și după aia regretăm că le-am spus, dar, repet, având acel argument că am fost atacați pe nedrept, nejustificat. Cum să ne echilibrăm în momentele acelea? Cele mai dureroase lecții vin prin cei în fața cărora suntem vulnerabili, cei apropiați, cei din familie, prieteni, oameni la care ținem într-un anume fel. Lucrurile acestea dor cel mai dor greu, cel mai rău. Dar mă întrebi cum putem să depășim aceste momente? Aici, să te aud. Cu înțelepciune. Cu înțelepciune. Da, dar asta vine în etape de vârstă, de viață. Sunt de acord, dar printr-un exercițiu... Hai să facem un ABC așa cum. Printr-un exercițiu... Să ne înțelepțim mai mult atunci când avem asemenea situații. Prin iubirea de sine. De ce spun asta? În momentul în care, să spunem, nu e cazul, dar tu m-ai atacat pe mine într-un anume fel... Dacă eu mă înfurii și ripostez să te atac și eu la rândul meu, care este prima persoană pe care eu o otrăvesc? Pe tine însăți. Pe mine însămi. Deci în momentul în care suntem atacați, să ne gândim că dacă nu aplanăm cât mai repede acea furie inevitabilă, interioară, pe care o avem pentru un moment mai scurt sau mai lung, prima persoană pe care o otrăvim suntem noi înșine. Adevărat, da. Deci prin iubirea de sine, ăsta e primul pas. Trebuie să ne iubim mai mult. Să ne iubim mai mult. Cel mai mult pe noi înșine. Să ne iubim îndeajuns de mult încât să ne gândim, ok, dacă omul din fața mea are o problemă acum și e frustrat și mă agresează într-un anume fel, eu nu trebuie să fiu la fel ca acel om. Omul acela oricum plătește cumva acea agresivitate, mai devreme sau mai târziu o plătește cu sănătatea, cu sufletul, Dumnezeu știe cum. De ce aș face și eu același lucru? Că nu m-aș diferenția cu nimic față de acel om. Aș fi identică cu agresorul meu. Am fi? Noi am răspunde la același nivel, dar cumva trebuie să punem și lucrurile în limita lor. Și de aici cred că ar trebui să vorbim despre fixarea unor limite. Fixarea unor limite se face... prin fermitate, prin fermitatea cuvintelor pe care le folosim. Nu spune nimeni... O atitudine trebuie să luăm. Nu spune nimeni să... Nu putem să reprimăm ceea ce simțim. Absolut, nu trebuie... Iar reprimată se duce în altceva. Ajungem iarăși la boală, într-o altă formă de boală. Există o limită prin care, pe care noi
putem să o atingem, o limită de toleranță, tolerăm din partea celorlalți, dar nu putem să ne lăsăm cum să-mi găsesc pacea interioră când eu mă simt către foarte ceilalți. Lezat și tot, păi, trebuie să pun lucrurile la punct. Important este ca pe moment să ne calmăm, să nu răspundem cu aceeași furie cu care am fost atacați, după care prin schimbarea atitudinii, printr-o fermitate și verticalitate interioară, să ne susținem punctul de vedere, să spunem tot ceea ce avem de spus, dar cu fermitate nivel, și cu blândețe. Repet, în momentul în care suntem pe același palier cu agresorul nostru, nu e nicio diferență între noi. Sigur. Nu trebuie nici să ținem, eu din contră, ca și terapeut, învăț deci oamenii să se elibereze. Că mai tot pe internet am văzut citatul, decât să am dreptate, mai bine să am liniște. Iar... Dar până când depinde să stai cum, liniștit? Atenție, depinde cum ne facem dreptate. Putem să ne facem dreptate cu iubire, fermitate și verticalitate deci, în decizii. Să nu reprimăm în niciun caz, situația în care în niciun suntem caz, de ca și terapeut, eu asta lucrez cu oamenii, ajut să scoată la suprafață. Să exact. Și tot cu persoana care te-a supărat sau te-a lezat cumva. Dar într-un mod... Lucrul cu persoana care ne lezează poate să fie atât fizic, față în față, dar poate să fie și energetic, în plan subtil. Interesul personal al fiecăruia este să-și găsească pacea interioară. Să presupunem că eu aș fi într-un conflict cu cineva. Un conflict destul de puternic, destul de zdruncinător. Dar poți să nu fii într-un conflict, dar pur și simplu să fii atacat așa. Și observi odată de două ori și la un moment dat trebuie să oprești, că nu neapărat stăm în conflict. Important este, Carmen, pe de-o parte, repet, să nu răspundem secunda aceea, e o secundă care poate declanșa un război. O criză, da. Poate să aplaneze, pentru că, în general, excesele acestea de furii au un vârf. Dacă cineva ne atacă și el e în vârful furiei, păi dacă și eu cresc în interiorul meu furia până atacurile în acel vârf... Atacurile astea nu sunt doar la modul violent sau prea vizibil, uneori sunt foarte subtile și de asta te întreb. Depinde pe ce cale ești atacat, la ce mod ești atacat și atunci cum trebuie să iei atitudine. Nu normal cu furie, dar trebuie, cum ai spus tu foarte bine și inteligent, să trasezi niște limite cu fermitate și să nu cedezi, probabil. Adică dacă ai revenit, m-am calmat, lasă că și lucrurile rămân tot așa, parcă n-ar fi corect. Dacă suntem atacați odată, presupunem că a avut omul din fața noastră o zi proastă. Compasiunea și toleranța... Atacul nu e neapărat violent. Putem să fim toleranți, să acceptăm până la un punct, da? Dacă se repetă în mod frecvent, înseamnă că deja nu mai este o întâmplare, ci este ceva... O intenție, exact. Și atunci, repet, prin iubire de sine... Luăm decizii. Ce trebuie să fac eu în această situație? Omul acesta mă atacă. Ok. Nu stăm să ne păruim. Deci trebuie să ne spunem punctul de vedere, să-l susținem fără... Deci să exprimăm nemulțumirea. Absolut. Întotdeauna. Eu sunt genul de om care dacă nu-mi place ceva, spun. Corect. Și eu dar sunt atentă... Dar iată că atunci când spunem, deranjăm rău. Și persoanele pe care le deranjăm se dau ele victime înaintea noastră. Și aici este problema de atitudinea noastră. E vorba de comunicare aici. Depinde cum spunem ceea ce avem de spus. Deci, e adevărat. Eu când spun ceva, îmi mențin punctul de vedere, am echilibrul interior... Dar fără nervozitate. Dar fără nervozitate. Deci în momentul în care încarc care cuvintele... tonalitatea pe care o folosesc este una echilibrată, dar fermă, atunci punctul meu de vedere mi l-am exprimat, m-am eliberat, să spun așa, nu mai țin o travă aceea în interior. Dar controlând nervozitatea. Dar ai controlând pus nervozitatea, ai pus exact. Și dacă situația modul se tot repetă, faci. Se tot repetă, la un moment dat mă retrag. Eu mă retrag. Consider că oamenii care nu știu să mă aprecieze, mă pierd. Sigur, e pierderea lor. Este pierderea lor, nu pierderea mea. Corect.
Deci în momentul în care sunt agresată undeva, deci cum nu am zis, tolerez, nu neapărat fizic, în orice fel. Agresiunea este de multe agresiune. Fel. Tolerez, apoi îmi spun punctul de vedere cu fermitate, mi-l mențin, după care, dacă continuu, eu ce caut eu acolo? Corect. Schimb scenariu, schimb cadru. Dar ai da? Pus punctul pe ei. În orice discuție, atunci când tranșezi o nemulțumire, unde te consideri îndreptățit să ai o reacție și să-i atragi atenția persoanei respective, trebuie să controlezi tonul în care o spui. Chiar dacă ai toată dreptatea din lume, nimic nu-ți dă dreptul să îl agresezi și mai rău chiar pe agresor cu tonul tău, pentru că te duce la nivelul lui. Știi care aici este partea interesantă? Adică se vede că tu ai lucrat. Exercițiu, exercițiu. Partea interesantă este că cel care ne agresează este cu mult inferior nouă. Prin faptul, inferior nu, nu, nu e vorba de orgoliu aici. Complexe, e vorba, păi tocmai, la asta mă refeream. E vorba de răni. E vorba de rănile inferioare. Atunci când cineva ne agresează, trebuie să-l privim cu compasiune. Este inferior în procesul de vindecare, la asta mă refeream. Deci, da. În momentul în care cineva te agresează, să te gândești săracul de el, ce din el îl face să mă atace pe mine, că eu nu i-am făcut nimic. Ce are nerezolvat omul ăsta? Ce dureri sufletești are omul din fața mea de mă atacă în halul acesta? Deci, Dar depinde cât te afectează. Îl înțelegi, înțelegi, dacă te afectează. Ne afectează atât timp cât permitem noi să ne afecteze. Și aici există o limită. Ne afectează, nu spune nimeni, cum am zis anterior. Îl înțelegi, ai toată compasiunea, toată empatia, îl simți că suferă, dar la un moment dat când chiar te sufocă cu problemele lui, trebuie luate măsuri. Noi suntem stăpânii noștri. Noi hotărâm cât tolerăm. Noi hotărâm indiferent cât suportăm. Indiferent cât de apropiate pot fi acele indiferent, persoane. Indiferent. Până la urmă, singuri am venit pe lume, singuri plecăm de pe lumea aceasta. Corect. Nu suntem obligați să suportăm în viața aceasta. Să tragem și jugul altora. Sub nicio formă. Cine ne acceptă așa cum suntem, verticali și fermi în deciziile noastre, dar și cu blândețe și cu iubire, să spunem lucrurile, atunci stă în preajma noastră. Cine nu, ne pierde, exact cum am spus. Este pierderea acelor oameni. Adică câtă vreme noi încercăm să facem numai bine, să-i susținem pe cei din jurul nostru, să le fim alături, cu un sfat, cu o vorbă, cu o faptă, dacă ei se comportă opus a ceea ce oferim că noi, mai e și vorba pierde? Aceea din popor, că te întrerup puțin, niciun bine nu rămâne nepedepsit. Iată că ni se mai întâmplă și aspecte din acestea foarte neplăcute și foarte dureroase. Poate că nepedepsit aici pe pământ, dar în mod sigur, în mod sigur, în plan subtil, binele făcut este notat acolo. Știți, mă gândesc acum la sfinții noștri. Nu că am fi noi sfinți, dar măcar unii dintre noi mai tindem spre așa ceva, da? Sfinții noștri, câte tolerau ei, câte suportau ei și totuși erau cu zâmbetul pe buze. Știți de ce? Pentru că ei nu așteptau plata de aici, ei așteptau plata de sus. Foarte bine ai spus, da. E o diferență când avem așteptări. O mare înțelepciune în ce ai spus aici. Mulțumesc, nu e a mea. E din alte părți. Ai preluat-o și știi când s-o folosești? Deci, în momentul în care noi avem așteptări de la oameni, care oamenii suntem fiecare cum suntem, cu rănile noastre, traumele noastre, traume personale, moștenite, în momentul în care avem așteptări ca un om să se comporte ca Dumnezeu... Nu ca Dumnezeu, dar măcar să nu-ți facă rău dacă ai făcut bine. Deci, păi da, dar asta implică. Numai Dumnezeu nu ne face rău. Deci în momentul în care așteptăm ca un om să se comporte exemplar, perfect, ca Dumnezeu și nu înțelegem că acel om are și el zilele lui mai puțin favorabile sau are traumele lui sau durerile lui și zicem, da uite, eu ți-am făcut și tu te-ai comportat așa. În acel moment pierdem. Și suntem pedepsiți pe pământ, pentru că avem așteptări, cum ai spus tu, suntem pedepsiți, e un cuvânt mult prea greu, dar hai să-l zicem, să-l acceptăm, pentru că avem așteptări de la oameni. Noi ca oameni avem limitările noastre, nu suntem
Dumnezeu. Numai Dumnezeu este în totalitate foarte bunătate absolută. Foarte bine ai spus, să nu ai așteptări absolută. De la nimeni, că nu vei fi dezamăgit. Exact. Eu dacă știu că fac un bine, nu mă interesează reacția celui din fața mea. Sau, hai să spunem, în proporție de 80... Nu vorbesc de mulțumire, vorbesc măcar să nu-ți facă rău. Că aici este problema. În proporție de 80-90%, nu am așteptări de la omul căruia i-am făcut bine. 20% m-aș bucura să vadă și el acolo că nu e singur pe lume și că e cineva care îl iubește. Iar în ceea ce ai spus tu, să nu ne facă rău, știi, mai e și vorba aceea cu orzul gâștelor, să nu-l aruncăm degeaba. Deci depinde și cu cine și cât dorim să oferim oamenilor din jur care știu sau nu știu să ne aprecieze. Dacă știu să ne aprecieze, este minunat. Dacă nu știu să ne aprecieze și noi tot dăruim acolo ca într-un sac infinit, gol, așa, fără fund, cum se spune la noi, și oferim și oferim și oferim, trebuie să învățăm până când să oferim. Exact cum am zis. Limitele. 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 Bun. Cum mai ajungem la pacea interioară? Ne-ai provocat astăzi. Descoperă pacea din tine. Până acum, da, ne-ai spus foarte multe și citatele înțelepților lumii și studiile tale, exact ce ai spus tu, să nu ai așteptări și mai ales atunci când tranșezi o situație neplăcută de viață, deci cu asta măcar să rămânem cu ideea aceasta după emisiune, să nu replicăm sau să nu tranșăm lucrurile cu nervozitatea. Eu știu, noi cred că suntem îndreptățiți să reacționăm mai nervos, mai pe ton, dar iată că aici este greșeala. Suntem îndreptățiți în orgoliu. O situație conflictuală, da. Suntem îndreptățiți în orgoliu. Da? Repet, în momentul în care orgoliu este înlocuit cu compasiunea și cu înțelepciunea, cu înțelegerea că omul din fața noastră are probleme mai mari ca noi, da. Atunci ieșim din acest conflict. Și când, pentru a fi un conflict, e nevoie de câte persoane? Minim cel puțin două. Da? Dacă eu refuz să fiu în conflict cu cineva, celălalt n-are cu cine să se certe. Da? Lasă să se certe de unul singur. Te îndepărtezi. Da. Bun. Uite, și Albert Einstein spunea că pacea nu se menține cu forța, poate fi obținută doar prin înțelegere. Exact ceea ce spuneam adineauri, da? Pacea, iubirea, cele mai nobile valori. Am mai subliniat un citat foarte interesant care mi-a plăcut foarte mult. Lao Tse spune: ca să fie pace în lume, trebuie ca popoarele să trăiască în pace. Pentru ca popoarele să trăiască în pace, orașele nu trebuie să se ridice unele împotriva altora. Pentru a fi pace în orașe, vecinii trebuie să se înțeleagă. Ca să fie pace între vecini, trebuie ca armonia să domnească în familie. Ca să fie pace în casă, trebuie să o găsești în propria inimă. Da, frumos. Fantastic. Asta, da. Exact despre ceea ce vă spuneam, că totul depinde de pace interioară. M-ai întrebat cum se poate ajunge la această pace interioară. Păi, potrivit graficului lui Hopkins, graficului nivelelor de conștiință, pacea se află undeva la 600 și este considerată nivelul de sfințenie la care poate ajunge un om. Dar pentru a ajunge la nivelul de sfințenie, fiecare om în parte, indiferent că stă în mănăstire sau nu, pot să fie sfinți și în familii, da? Pot să fie sfinți în societate, da, și da. Să nu-i știm, nu neapărat să stea izolați, ci prin ceea ce fac ei. Să fie manifestări ale sfințeniei lor. Dar pentru a ajunge la nivelul de sfințenie, oamenii aceia trebuie să depășească niște praguri interioare. Interioare. Lupta cu ei înșiși. Da. Lupta cu ei înșiși. Trebuie să depășească pragul de rușine. Să înțeleagă că nu are de ce să le fie rușine de ceea ce au făcut. Ok, acceptă că au greșit, trebuie să înțeleagă că au greșit, să nu mai repete greșeala, dar să nu rămână în starea de rușine. Trebuie să depășească frica,
trebuie să depășească această stare de frică care îi imobilizează, îi paralizează câteodată pe oameni, astfel încât ei nu mai știu în ce parte să meargă și cum să reacționeze în legătură cu cei din jur. Trebuie să depășească mânia, furia, sunt o grămadă de etape pe care fiecare om... Aici. Absolut. Păi da, ce avem de făcut? Asta este treaba noastră pe lumea aceasta. Să lucrăm cu noi. În primul rând să lucrăm cu noi. În momentul în care depășim etapă cu etapă, etapă cu etapă, ne apropiem de acest prag al păcii, care este mai sus decât iubirea. Este mai sus decât iubirea. Deci în momentul în care ajungem la pace, deja avem toate celelalte vindecate în noi. Eu, când am studiat graficul lui Hopkins, la un moment dat am avut o conștientizare prin care am zis așa, că până la iubire, până la nivelul de iubire, până la 500, avem lucruri pe care trebuie să le integrăm și să le eliberăm. Da? Cum am zis, frica, rușinea, furia, toate acestea, să le integrăm. Da, sunt furioasă, da, mi-a fost rușine, da, am greșit, mi-a fost frică și așa mai departe. Să ne acceptăm, să integrăm, să nu negăm părțile acestea din noi, să ne analizăm cu atenție, le integrăm și prin acceptare le și vindecăm. Le observăm că sunt acolo, nu le mai permitem să se manifeste, nu că n-ar fi. Dar suntem mai conștienți de vulnerabilitățile noastre. De faptul că le avem în noi, dar nu le mai permitem să se manifeste, da? Acum fac o paranteză, că ne putem afla într-o situație în care ni se face frică sau ne înfuriem sau ne rușinăm. Nu spune nimeni că nu mai trecem prin stările acestea. Important este să ieșim din ele cât mai rapid, pentru că deja am depășit acest prag. E ca și când am ajuns aici știind toți pașii până acolo și în momentul în care urcăm și mai coborâm un pic, dar noi știm care e traiectoria. Noi știm cum să facem să depășim acele stări. Deci, în primul rând, acestea toate trebuie observate, să vedem, le avem, nu le avem, vă spun precis că toți le avem. Să practicăm tot timpul autocunoașterea. Să ne analizăm. Să ne descoperim mai bine cine suntem și cum suntem, exact. Și ce suntem. Să le observăm, le spunem, uite, o am și pe asta, o am și pe asta, o am și pe asta, nu le mai permitem să acționeze ca impulsuri în viața noastră, apropo de impulsurile, de cum să reacționăm în fața celorlalți când ne agresează, chiar dacă ne înfuriem că ne agresează cineva, să ne ponderăm rapid, să spunem stai, autocontrol e foarte stai important. Puțin că nu e în regulă să rămân în furie, m-am enervat, gata, nu-i nimic, revenim la starea inițială. După care, când am depășit toate aceste praguri și am ajuns la nivelul de iubire, o iubire curată și pură față de toți și toate, în acel moment trebuie să înmulțim. Dacă la început trebuie să diminuăm toate stările celelalte și să le ținem cumva sub control, în momentul în care am ajuns la iubire și la pace, trebuie să practicăm exact opusul, să le dezvoltăm, să le înmulțim, să le manifestăm din ce în ce mai mult, prin voință, prin înțelepciune, prin voință, prin atenție și autocunoaștere. Într-o zi, fiecare om poate să oscileze între toate aceste stări. Așa este, bine ai spus. Fiecare dintre om poate să fie la judecată, să, uite, mi se întâmplă, Doamne ferește, să judec pe cineva. Imediat mă observ. Stai puțin. Tocmai am judecat pe cineva. E ceva neregulă. Fiecare cu viața lui, nu-i problema mea. Revin la starea inițială. Da? Poate mi este frică de ceva. Da? Mă observ. Uite, am intrat în frică. Atenție. Ai căzut un pic. Ridică-te repede. Din nou mă întorc în iubire și în pace. Ăștia-s pașii. Deci, practic, tu ne recomanzi niște exerciții de voință ca să lucrăm cu noi înșine. Dar când suntem într-o situație în care, practic, nu mai putem acționa, reacționa, ori ne blocăm, ori ne îngrijorăm foarte tare, ori ne speriem, ori ne mâniem prea tare,
ce ar trebui să facem dacă nu funcționează exercițiile astea de dezvoltare personală, noi cu noi. Astea nu sunt doar de dezvoltare personală, sunt terapie pură cu noi înșine. Da. În primul rând că noi se află raiul, în noi se află iadul. Noi alegem în ce dorim să trăim, la nivel personal. Putem să fim pe insule în Hawaii și în interiorul nostru să fie un adevărat iad, să nu ne putem bucura de absolut nimic. Sau putem să fim în mijlocul conflictelor și totuși să avem raiul în noi. Să rămâi senin, cel puțin. Alegerea ne aparține. Și alegerea revin, ne cum, aparține. Cum procedăm în asemenea situații? Bineînțeles, cerem sfatul unui terapeut, dar știu că chiar tu ai practicat și poate mai practici participarea la tabere de dezvoltare personală și acestea sunt niște exerciții bune de temperare a acestor stări, de îmbunătățire a interiorului nostru. Pentru a ajunge omul care sunt acum, vorbim de studiile pe care le-ai făcut. Pentru a ajunge omul care sunt acum, am trecut prin mai multe cursuri, tabere, m-am studiat, am analizat, am căutat să văd ce pot să ofer celorlalți, cum pot să ofer, ce am de vindecat în mine, cum am de vindecat în mine. Toate acestea au făcut să fiu omul care sunt. La un moment dat, fiecare curs a fost perfect pentru mine. Fiecare... Cum le-ai găsit? Ai căutat pe internet? Ai luat legătura cu prieteni, cunoștințe? Nu. Ți-au recomandat? Întotdeauna cum au venit înspre tău? Mine. Deci, au venit înspre mine, cumva. Te-au căutat pentru că tu ai fost deschisă către autocunoaștere și dezvoltare personală. Eu cred că fiecare dintre noi atrage maestru potrivit atunci când este pregătit. Deci... Dacă la un moment dat am practicat o anumită terapie sau am făcut un anumit curs, este pentru că acel curs, acea terapie era perfectă pentru mine în acel moment. La ora actuală am integrat toate acele cunoașteri din toate terapiile și cursurile pe care le-am făcut, dar nu mai sunt utile. Efectiv, nu mi mai sunt utile, pentru că la ora actuală au fost praguri în dezvoltarea mea. Ca om, în dezvoltarea mea, nu neapărat personală, cât spirituală. O dezvoltare de interioară, nu exterioară. Da? Deci au fost pur și simplu praguri. Anul acesta am rezonat cu anumite tabere, anumite cursuri. Acum 5 ani am rezonat cu altceva și mi s-au părut foarte importante atunci. Din fiecare îmi extrag informațiile necesare, cunosc, cresc în cunoaștere ca om și merg mai departe. Dar vezi, tu ți-ai dorit, vezi? Și cum se spune, universul ți-a deschis calea sau căile de cunoaștere. Da, pentru că îmi dau deci, în seama... În primul rând ar trebui să ne dorim să evoluăm pe plan personal și la nivel de conștiință. Pare incredibil, dar îmi dau seama că nu știu dacă îmi va ajunge viața aceasta să mă cunosc îndeajuns de bine și să mă vindec la un nivel atât de profund încât să nu mai fie nevoie să mai revin pe aici. Da? Deci pare incredibil, dar când observ în interiorul meu lucruri care sunt de o eternitate în mine, dar pe care până în momentul prezent nu le-am identificat și e clicul ăla, wow, ia uite, nici pe asta n-am rezolvat-o și la asta mai am de lucru cu mine. Ia uite cum sunt eu. Ia uite cum sunt eu, pentru că de multe ori avem tendința să spunem suntem perfecți, imaculați, vindecați și la prima provocare... Suntem în armonie totală și de fapt este de la suprafață ceva ce nici nu ne-am închipuit că mai e în noi. Da? De aia spun că nu știu dacă mi-ajunge viața asta. Sincer, să lucrez ceea ce am cu trebuie mine. Trebuie să conștientizăm că nu suntem perfecți, exact cum ai spus și tu, nimeni nu este perfect, n-are cum să fie perfect, cel puțin în lumea aceasta care este imperfectă, după cum se vede, dar trebuie mereu să lucrăm cu noi pentru autocunoaștere, în primul rând, să ne cunoaștem pe noi, ca să știm cum să ne comportăm și cu ceilalți. Vezi tu, Carmen, e un joc de cuvinte. În primul rând, n-o să-ți vină să crezi, dar lumea e perfectă. Este cadrul ideal... Tu. Așa o văd și sunt convinsă de asta și să vă spun și de ce. Este cadrul ideal prin care noi să putem să ne învățăm lecțiile. Din punctul ăsta de vedere, da.
Păi eu vorbesc din punctul ăsta de vedere. Deci este perfect, e scenariu perfect. Închipuiți-vă ca un film. Un film în care anumite personaje se întâlnesc, alții sunt frustrați, geloși, invidioși, se rănesc între ei, se mai împușcă din greșeală sau nu. Important este că e ca un film viața. Viața este ca un film. Și e un scenariu fabulos. Dacă priviți viața ca un film și lumea vă detașați... Lumea este o mare scenă, sigur că da. Deci dacă vă detașați și nu mai sunteți implicați emoțional, o să fiți fascinați de toată această creație. Să știi că mi se întâmplă să mă detașez chiar și de evenimentele personale și să le privesc ca un simplu spectator. Exact. Dar parcă nu mai avem emoții și nu cumva este rezultatul tot al acestei vieți pe care o ducem sub stres, având de-a face cu tot felul de, hai să mai spunem persoane, aspecte de viață, ca să uneori chiar șocante și acestea ne fac cumva să... Ca să putem să jucăm bine niște roluri, trebuie să fim un pic furați de scenariu, să ne identificăm cu scenariu, să experimentăm toate acele emoții, să intrăm în rol. Dacă am fi doar observatori, într-adevăr, n-am mai avea emoțiile, le-am vedea pe toate ca pe un film, am vedea, uite, păi atâtea roluri, poate, X a venit să mă provoace. Poate vine să fii și spectator. Cred că spectator o să ajungem la un moment dat când caut o să avem un anumit nivel de înțelegere. Mai e până atunci. Până atunci ne mai fură emoțiile, ne mai fură provocările astea. Dar vreau să mă întorc puțin la ceea ce ai spus tu mai devreme și anume la faptul că ai spus că noi suntem imperfecți și că este cumva o lume imperfectă. Repet, lumea este perfectă, este scenariu perfect pentru fiecare dintre noi, cu tot ceea ce avem acasă, cu tot ceea ce întâmpinăm pe stradă, la muncă, este marele regizor. Dumnezeu le aranjează într-un fel fantastic. Gândește-te că puteam să nu ne cunoaștem noi două, puteam să nu fiu aici. Puteau aici, să nu fie oamenii aceștia minunați. Ne gândim la predestinare, dacă totul păi, e aranjat. Nu el este scenaristul încă numărul 1? Nu știm că și scenariile pot avea final deschis și de aici alte discuții. E important. Dar e bine că tu vezi lumea, tu fiind așa de angelică și de diafană, cum te vedem, tu vezi lumea perfectă. Eu o văd imperfectă. Iubita mea, am și eu furiile mele, am și eu dezamăgirile și rănile mele, sunt om și eu. Cred că o vezi am perfectă pentru că tu îți dorești să fii o lume perfectă. Am și eu căderile mele, am și eu momentele în care plâng și încă cum, sunt expertă chiar. Dar pe lângă faptul că zâmbesc și aduc bucurie în sufletele celorlalți, asta este pentru că asta îmi doresc. Nu exact, vreau să încarc tu vezi lumea perfectă. Tu îți dorești oamenii. Totul să fie bine, frumos, armonios și este foarte bine că vezi lumea așa. Deci nu am o viață roz. Dintr-un anume punct de vedere, sunt departe de a avea o viață roz sau cu tiparul acela ideal. Sunt departe de așa ceva, dar mi-o fac roz. Frumos, dar știi cum se spune, fiecare cu realitatea lui, cu universul pe care și-l clădește în mintea lui, în imaginarul lui și care chiar iese să-l transpună și în realitate. Dumnezeu, este foarte bine că tu gândești așa. Păi așa mi-e felul, nu doar gândesc, așa simt. Sunt convinsă, nu gândesc. Și eu sunt convinsă. Tuturor celor prezenți este terapie să stai cu Laura, nu doar de vorbă, dar o îmbrățișare de-a Laurei parcă îți transmite o stare de chiar de liniște și de pace interioară, de bine. Eu am experimentat. O să mai experimentăm. Da, mulțumesc foarte mult. Da, pentru că eu chiar când vii în sală, tu te îmbrățișezi cu absolut toată lumea prezentă. Cum ai făcut da, și pentru azi? Că eu vă iubesc pe toți. Știu că pare incredibil, poate pe unii nici nu-i cunosc, dar eu iubesc divinitatea din fiecare om în parte și atunci cum aș putea să spun că nu iubesc pe Doamna sau pe Domnul? Este sau dorința pe Domnul ta de a vedea lumea noastră perfectă, de a ne vedea pe noi perfecți, de a vedea doar binele din noi, mai bine da, spus. Este o alegere. Este alegerea ta. Este o alegere. Observ și restul lucrurilor. Observ, cum ai spus, și acele imperfecțiuni pe care fiecare în parte trebuie să și le corecteze. Dar nu-i problema mea. Eu trebuie să-mi corectez imperfecțiunile mele. Eu, Laura, consider că în momentul prezent sunt cea care sunt
Sună un pic ciudat să spun că sunt perfectă pentru scenariul actual sau scenariul actual e perfect pentru mine. Mai degrabă așa sună mai bine. Scenariul perfect este acesta din jurul meu, cu tot ceea ce fac. Ca eu să pot să lucrez la mine pentru nivelul la care sunt acum. Nu că aș fi eu nu știu unde. Că dacă aș fi nu știu unde, n-aș mai fi aici. Ai și un pragmatism al tău. Te faci confortabilă oriunde ești și încerci să vezi doar partea bună este a lucrurilor o alegere. Sau a situației. Este alegerea ta. Asta aleg peste tot. Cum am spus, în fiecare dintre noi este și raiul și iadul. Eu am de ales dacă să văd că afară e frig, că sunt conflicte în lume, că și să-mi otrăvesc sufletul, sau dacă aleg să văd, uite, sunt cu niște oameni minunați, este cald, avem cu ce să ne îmbrăcăm, suntem sănătoși, am mâncat, avem o casă, suntem recunoscători pentru că alții nu au așa ceva. Deci e o alegere. În fiecare secundă eu aleg. Vreau să văd partea mai puțin pozitivă, care oricum există, sau vreau să văd partea pozitivă, care oricum există. Deci ambele există. Important este că eu radarul meu interior îl fixez pe ce e bun în omul din fața mea, ce e bun în situația actuală. Întotdeauna, și dacă la un moment dat există situații negre, să le numim așa, atunci în momentul acela mă pun în genunchi și mă abandonez și zic, Doamne, pe bune că acum nu mai știu ce să fac, dar am încredere în Tine că dacă este situația așa, Tu știi unde e lumina și mă vei ajuta să ajung acolo. Da, deci e o alegere, permanent e o alegere. Eu sunt convinsă că orice om, orice hău ar avea în interiorul lui, prin credință, că suntem și în post, prin credință, prin încredere în Dumnezeu, acel om se va liniști. Deci, va da o cale. Îi va da o cale. Ce înseamnă credința și încrederea în Dumnezeu, în primul rând? Înseamnă că noi să ne relaxăm. Dacă eu am încredere că Dumnezeu îmi aranjează totul în modul cât mai bun cu putință pentru mine, la ce aș mai sta eu încrâncenată? La ce aș mai sta eu în frică când știu că Dumnezeu mă așteaptă acolo? Când știu că voi întâlni oameni minunați, voi putea să comunic de la inimă la inimă, fără frică? Sau cum se spune, în orice rău există și un bine, sau în orice ghinion există și un noroc. Poate într-o situație neplăcută de viață în care ne aflăm cu toții la un moment dat, este și o parte bună, o parte care poate trebuie să închidă o ușă, care să deschidă o altă ușă, ușa noastră. Totul are mai multe fațete. Pornind de la autocunoașterea aceasta pe care v-am spus că nu știu dacă mi-ajunge viața asta, pentru mine vorbesc, nu de alții, că n-am pretenție să-i cunosc pe ceilalți, pornind de la autocunoașterea personală, la orice eveniment din viața noastră, totul poate fi interpretat în mai multe feluri. Asta fac eu cu oamenii când fac terapii. Îi ajut să vadă din alte unghiuri acea situație în care ei s-au aflat. Când faci terapii, doar vorbești cu ei sau ai și alte tehnici, metode de a-i face pe oameni să se relaxeze, în primul rând, să se elibereze cât mai repede de acea furie, acea mânie care, într-adevăr, mânia este devastatoare, te blochează sau te face să reacționezi într-un mod în care nu... Depinde de situații. Spre exemplu, au fost situații în care a fost necesar să stau de vorbă cu oamenii pentru că, eu știu, încarc cuvintele cu iubire, încarc cuvintele cu iubire și ajut pe oameni să conștientizeze situația în care se află și să găsească soluții, să-și găsească acea luminiță, drumul pe care să îl urmeze pentru a ieși din situațiile fără ieșire în care se cred ei. Da? Din orice situație există o ieșire. Să ne înțelegem. Pare incredibil, dar așa e. În al doilea rând, munca nu o fac doar eu. Este un parteneriat între mine și om. Eu îmi fac treaba să-i arăt cărarea, să-l ajut pe om să-și vadă de fapt cărarea, dar munca îi aparține lui să se ridice din situația, din genunchii în care se află el acolo.
Nu pot eu să fac munca în locul nimănui, niciodată. Eu am treabă, repet, cu mine. Eu să mă ridic atunci când sunt în genunchi, să mă ridic pe mine. Da? Pot să... Doar apeși anumite resorturi și aștepți declicul, feedback-ul la celălalt. Ghidez oamenii ca să găsească singuri calea de ieșire și îi susțin din spate cu drag, cu iubire, să meargă, să facă pași, ca pe ei amici, cât un pas pe rând. Hai să vedem ce mai facem terapie, și cum mai facem. Niciun terapeut, niciun psiholog din lume nu are soluția. Ca atunci am găsit eu pe internet și toată lumea aplică rețeta. Sunt oameni care preferă să stea în continuare într-o traumă sau într-o durere pentru că încă n-au ajuns la acel punct în care să vrea să se ridice. Ei poate spun verbal, vreau să ies din această situație, dar în interiorul lor, în momentul în care ai închis telefonul cu ei, ei se întorc la scenariul ăla și își plâng de milă. Le place să se victimizeze și pur și simplu le place să experimenteze durerea și situația aceea mai gri, să nu o numim neagră, în care se află. Sau inerțiile lor, din care nu ies. Ei nu și-au învățat lecțiile. Deci eu n-am cum să intervin peste planul lui Doamne, Doamne, pentru a-i scoate pe oamenii aceia din acea situație, pentru că dacă o fac... Acei oameni nu și-au învățat lecțiile și le va veni ceva mult mai grav ulterior. Atunci eu pot decât să văd cât e dispus omul respectiv să iasă din acea situație și să-l ghidez, să-l ajut să iasă din acea situație. Repet, îl susțin, dar munca nu mi-aparține. Bine ai spus. M-ai întrebat ce fel de alte terapii fac. Sunt situații în care este cazul să pun mâinile pe oameni. În acel moment nu fac eu mare lucru, nu fac decât să mă rog. În acel moment invoc Duhul Sfânt, Tatăl Ceresc, Îngerii, Arhanghelii și întrucât eu nu am idee dacă omul din fața mea trebuie să se vindece sau nu, sau cât este menit să se vindece, eu doar mă rog pentru omul respectiv ca Dumnezeu să lucreze eventual prin mâinile mele, dacă e situația să pun mâinile, atât cât este în voie divină. Că, repet, dacă eu zic, Doamne, uite, te rog frumos, vindecă-l pe cel din fața mea și omul acela nu și-a învățat lecțiile, nu-i fac cum bine. Da? Deci atunci eu las totul în voie divină. Treaba mea e decât să mă rog. Restul știe, Doamne, Doamne, mai bine ce are de experimentat omul respectiv, cât și cum. Ține și de credința, credința lui aici. După credința degeaba lui. Degeaba ai doar tu credință dacă cel din fața ta, da, pacientul tău, nu are credință și încredere în divinitate. Și lucrurile se pot rezolva. Au mai fost situații în care am pornit un dialog cu cineva la telefon, mai multe situații, în care am pornit dialogul la telefon, mi-am dat seama că nu era vorba despre un blocaj dintr-o anumită situație, ci că era o încărcătură de negativitate și atunci am zis, ok, cu omul acesta nu trebuie să dialoghez pentru că nu se rezolvă așa, am simțit, pur și simplu am simțit, i-am zis, uite, eu îți propun ceva. Hai diseară la ora X să ne rugăm amândouă. Eu acasă la mine, tu acasă la tine. Și ne rugăm amândouă pentru tine, nu pentru mine. Da? Pur și simplu ne-am unit în rugăciune. Pentru că așa cum nu există timp și spațiu, nu contează că sunt lângă omul respectiv sau nu sunt lângă omul respectiv. În momentul în care m-am rugat, am spus, uite, exersăm lucrul acesta, nu știu, o săptămână, două. Vedem cât e cazul, vedem cum se mișcă lucrurile. Și s-a rezolvat. N-am rezolvat eu nimic, doar m-am rugat cu persoana respectivă. Restul e munca lui Doamne, Doamne. Știi, mai bine, îngerașii, arhanghelii, știu ei ce au făcut pe acolo. Eu doar m-am rugat cu omul respectiv. Dar și el s-a rugat pentru el. Da? Deci nu a așteptat Laura, fă tu munca și eu stau degeaba. Deci, în concluzie, credința stă la baza păcii interioare. Dacă ai credință că lucrurile se rezolvă într-un fel sau altul, vei dobândi acea pace interioară. Avem întrebări din public. Poftim! Mulțumim, Laura! Cu mare drag! Având în vedere că ești terapeut, care sunt indiciile care trebuie să ne trimită la terapeut? Wow! Pentru că sunt foarte multe persoane
unele mai puțin în armonie, altele mai mult în armonie. Dar asta este lumea, nu avem ce să facem. Dar cum ar trebui o persoană să înțeleagă că are nevoie sau nu are de terapeut? În mare parte, cam cu toții avem nevoie de terapeut. Și eu, ca terapeut, am nevoie câteodată de un alt terapeut, sincer. Și cum îți dai seama? Care sunt indiciile? Asta întreb. Păi, observ că nu pot să-mi rezolv singură problemele. Că, adică sunt într-un blocaj, nu mai văd luminița aceea. Deci nu mai văd... atunci când vezi că un lucru e fără speranță. Nu neapărat fără speranță. N-am alt unghi de vedere, n-am altă perspectivă. Aha. Deci când mi s-au închis, am analizat când situația se pare mea. Că nu ar mai fi nicio soluție. Exact. Când am analizat situația mea și mi se pare că nu mai găsesc soluții și ce a ținut de mine am încercat să rezolv și am găsit un punct în care chiar nu mai găsesc alt unghi, atunci e ca la tabla de șah. Chem pe cineva mai expert ca mine, ia vine un coace și spune: cum vezi tu jocul, da? Un alt unghi. Și atunci cer ajutor, e simplu. Deci și eu cer ajutor când sunt depășite. Deci rolul nostru pe lumea aceasta este să ne susținem unii pe alții. Nu există oameni, cel puțin nu cunosc oameni, care să nu se sfătuiască la rândul lor. Fie cu preotul duhovnic, care e tot terapeut, da? Da. Fie cu psihologul, fie cu... un părinte, poate are un părinte mai înțelept acasă, e norocos și l-are acasă, da? Deci fiecare dintre noi apelăm la ceilalți pentru că provocările vieții sunt pe măsură. Da, dar știi că în România există această idee că eu nu merg la terapeut, eu nu am probleme. Cât de sinceri suntem cu noi? Păi da, aici, asta este de fapt. Și dacă mergem la un terapeut spunând că nu avem probleme, înseamnă că nu vrem să ne rezolvăm problemele, da. Și atunci mai bine nu mai mergem. Da. Sincer. Deci mai bine stăm în situația în care suntem, dacă ne mințim, că ăsta e adevărul. Nu e vorba de a minți terapeutul, da. Familia sau pe ceilalți. Este cât de sinceri suntem cu noi înșine, da, în primul rând. Da. Da, deci cât de sinceri suntem cu noi înșine. Eu am vrut să subliniez această idee din societatea românească, că practic lumea se mișcă greu în direcția asta. Totuși au început să se deschidă oamenii. Repet, te duci? Exact, n-ar fi atâția oameni în sală și poate oamenii n-ar urmări emisiunea dacă nu ar fi o oarecare deschidere. Da, poate că sunt sceptici, că nu știu la cine ajung. Dar am întrebat de indicii, că aș fi vrut să se înțeleagă din întrebarea mea că există și indicii care te pot... Uite, păi asta. Eu am gândit așa, eu am făcut așa în momentul ăla și uite, poate nu e în regulă. Când încerci toate soluțiile și nu mai știi ce să faci, suni un prieten. Știți cum e la emisiunea aceea? Suni un prieten, cu mare drag. Apelezi la duhovnic, apelezi la o rudă, la cine ai tu încredere. Important este ca la oricine apelăm să mergem cu inima deschisă. E foarte important, pentru că dacă eu observ că sunt într-o anumită situație. Îmi place să vorbesc despre mine ca să nu. Nu trebuie să vorbești singur pe stradă alții. Sau să faci crize de nervi sau de plâns. Nu. Să mergi la un terapeut, fie că e psiholog, fie că e duhovnic, terapeut poate fi multe. Așa. Poate ai o problemă care te roade și stai și taci și ani de zile sau eu știu, o perioadă îndelungată. Și atunci este o problemă. Exact ce ai spus. Pe cine macină când vezi, o ținem un an de zile? Când nu mai vezi cheia. Pe noi. Cheia problemei. Cine alege suferința în de zile? Noi! Noi suntem într-un mare puzzle în viața asta. Scenariul ăsta despre care vorbeam este fabulos. Deci, spui tu că e o lume perfectă, pentru da, că te lasă este. Să experimentezi foarte multe scenarii. Bine, poți să faci așa și așa, exact ce spuneai. Dacă eu vreau acum să plâng și aleg să stau într-un colț undeva sub plapumă, ca să nu mă vadă cineva, și după aia să spun cât de perfectă sunt și ce să mint că am o viață perfectă, că sunt complet vindecată. Că avem o problemă. Cine are de pierdut? Eu! Deci nu e vorba despre altcineva, e vorba despre fiecare om în parte. Noi? Pierzi și posibilitatea de a avea o viață mai frumoasă. Bineînțeles, ai punctat foarte bine, Maria. Pierdem șansa de a avea o viață mai frumoasă, de a ne vindeca. Deci dacă eu am căutat soluții pentru mine, cum ai spus tu, cum o identific? Observ că nu mai găsesc soluții,
încep și deschid gura, ridic mâna, hei, am nevoie de ajutor, uite, nu mai găsesc soluții, nu mai văd alte perspective ale situației mele. Ajutați-mă! E de ajuns să-mi arate cineva o altă perspectivă, să mă ghideze, evident, după care munca mi-aparține. Evident, de la o persoană, că și sfaturile nu le cer de la cineva de la care n-ai așteptări. Le cer tot de la cineva pe care îl respecti, în care ai încredere, în primul rând, care este o persoană oarecum avizată. Atunci ne folosim sufletul, inteligența și înțelepciunea în a alege oamenii către care ne ducem. Oamenii potriviți. Spre final, da. Pentru că putem să cerem ajutor unui om care este mai jos decât noi, mai prăbușit decât noi, mai nevindecat decât noi, să-l numim așa. Și acel om n-are cum să ne arate lumina. Absolut. Câtă vreme el vede mai mult întuneric decât vedem noi. Absolut, aici e o capcană mare. Da? Aveți grijă cu încredințați problemele personale de la cine nu cereți neapărat sfaturi, de la cine le-a și acceptați. Nu puteți accepta sfaturi de la persoanele de la care... În momentul în care ne deschidem în fața cuiva, deschidem sufletul, care e comoara noastră, și trebuie să ne gândim bine, omul acesta care are acces la sufletul meu este îndeajuns de curat, puternic, încât să mă ghideze sau mă încarcă? Exact, este un model pentru mine sau... Adică trebuie să alegem, exact cum am spus, cu sufletul, inteligența și înțelepciunea, oamenii către care mergem. Da, e un scenariu perfect și oamenii sunt perfecți așa cum suntem la nivelul la care suntem. Lumea perfectă pe care o vezi este o lume cu o multitudine de scenarii, de chei de rezolvare. Depinde ce cheie alege fiecare. Dacă mai are cineva întrebări sau observații din sală? Doamna Doina Ștefan? Ați ascultat? Și procesați? Până data viitoare, Laura, până în luna ianuarie, iată că încheiem și anul, te rog să închei tu întâlnirea noastră de astăzi tot cu ceva referitor la pacea interioară. O să închei cu un citat al lui Dalai Lama. Pacea nu înseamnă absența conflictelor, diferențele vor fi mereu acolo. Pacea înseamnă rezolvarea acestor diferențe prin mijloace pașnice, prin dialog, educație, cunoaștere, dar și prin căi omenești. Și aș mai adăuga eu și prin căi divine. Cea mai bună încheiere și concluzie pentru astăzi. Vă mulțumesc. Mulțumim audienței, îți mulțumim, dragă Laura, pentru terapia pe care ne-ai aplicat-o și astăzi. Te așteptăm și în luna ianuarie, evident, dacă îți permite și timpul și agenda de lucru. Și te așteptăm cu noi teme la fel de interesante și incitante pentru toți. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru participare și să avem pace în suflet. Doamne ajută! Și cu pace interioară!